Bună ziua, domnul Niță! Unde ne aflăm noi acum? Bună dimineața, bună ziua! Ne aflăm la turneul național Dinastia Campionilor, un eveniment foarte așteptat de practicanții artelor marțiale din România, care, iată, astăzi au șansa să își arate potențialul maxim la unul dintre cele mai importante turnee de selecție națională, cum l-am intitulat noi, Dinastia Campionilor. Și care este scopul acestui turneu? Scopul acestui turneu este selecția națională pentru a face lotul național de kickboxing. În luna noiembrie, a finalul acestui an, avem campionatul mondial de kickboxing versiunea VKF în Spania, Alicante, și totodată sportivii de la categoria juniorilor mari și seniori să beneficieze de un contract în circuitul profesionist Dynasty Combat. Și cum vă simțiți aici? Mă simt foarte bine, este eveniment mult așteptat atât de mine ca și organizator, dar și de antrenorii care sunt colaboratori ai noștri. Sunt peste 27 de cluburi participante, peste 300 de sportivi înscriși la turneu și sunt foarte fericit că îmi aduc aportul în evoluția și în dezvoltarea, de fapt, a tinerilor generații prin artele marțiale de contact. Mulțumim din suflet! Și eu vă mulțumesc!